astăzi, în acest episod, cea mai tare experiență a avut parte. Vlăduț s-a transformat într-o femeie și s-a dus să se întâlnească cu tatăl său strict. Nu vă mai spun prea multe, vă las să vedeți. Bun, hai să mergem acum direct la Tecno. Mamă, și-a pus toate chestiile astea pe aici. Uite, televizor. Ce să fie? Să fie de design, așa că să de design. Așa că plec în casa mea, e vacanță, care l-am făcut-o doar eu singur, am contribuit. Pe care ai făcut-o doar tu singur, dar n-ai făcut-o doar tu singur, eu ți-am făcut-o, tu nici măcar n-ai contribuit la ea, ai contribuit doar să faci scara aia. Hai, du-te, tată, du-te, hai, lasă-mă pace. Bă, ce mânci? Bă, ai fost la mine gaming, hai, pa, fraiere. Bine, pa, doamne. Da, foarte amuzant ești tu, tată. Bine, lasă, bine la tată, lasă că vezi tu. Bun, acum fiți atenți. O să le costumăm în acea femeie și o să-i dăm drumul la treabă. Deci o să fie interesant pentru că tatăl meu, practic, el a zis că o să se ducă acolo pe plajă. Asta înseamnă că femeia o să vină pe plajă la el. O să se întâlnească cu el pe plajă, să fie mai interesant. Că, na, ce ești la plajă? Maricele, până? Unde ești, Maricele? Unde ești, Maricele? Doamne, ce strigă mă omul ăsta? Unde, doamne, iartă-mă, e mă, ptai, că deja mă enervează. Hai că începem să recostumăm și după vedem să ne întâlnim. Să sperăm că o să meargă totul bine. Trebuie să ne punem și vocea să fie totul bine și abia aștept. Spuneți voi ce credeți că se va întâmpla. Credeți că va pica în plasă? Credeți că îi va place tatăl meu de acea femeie, practic, și dacă femeia va rezista să stea cu el? Chiar sunt curios cum o să se comporte taică mă. Chiar sunt curios. De asta vreau să fac această farsă, pentru că sunt foarte curios. Bună, eu sunt Mirela, așa o să mă cheme pe mine și eu o să mă pun împreună cu tatălui Vlăduț. O să-l caut pe domnul Cornel pentru că l-am urmărit pe Instagram, l-am urmărit pe Facebook chiar și arată super tare. Și am auzit că este singur și are și un băiețel de care el are grijă și chiar îmi place un om care are grijă de familia lui, de chiar este așa familist. Ce am înțeles că se află acum. Ok, deci după cum puteți vedea, în momentul de față, eu am vocea pusă. Ce doamne s-au de... Ce s-au de în continuu? Ok, deci trebuie să trecem repede la subiect. Mă, ce doamne, iartă-mă, s-au de așa. Nu, deci trebuie să trecem repede la subiect. Am vocea pusă, dar o să fie o voce mai așa, să fie chiar să trasc de fată. Și practic acum m-am costumat în tată, în Mirela, cum am zis eu, o să cheme fata aceasta. A, uitați aici. Oh, ce, fiți atenți, acum de repede, cred că m-a văzut fata. Mă, cred că a văzut-o pe Mirela, practic, cred că m-a văzut. Ia să vedem, deci suntem aici. Bună. Alo? Alo, bună. Salut, bună. Te uitai la mine, s-a făcut și noapte așa. Ok, s-a făcut noapte în stat. Ce s-a de ce salută? Cine? Ai, ok. Auzi, bă, dar s-a făcut și noapte. Ce nașpa, dar de ce s-a făcut? Ce s-a făcut noapte acum? Că voiam și eu. Auzi, ia vine puțin la mine. Tu ești cumva domnul care stă la casa aia pe nume Cornel? S-a făcut zi așa repede. Da, salut. Da, de ce? Tu ești Cornela și am auzit că ai un fiu, nu? Da! Păi nu știu, nu știu cum să spun, dar asta este casa ta, ai două case, ai una aici pe plajă, chiar așa, de bogat ești tu, ai atâția bani tu? Da, sunt bogat! Ok, am înțeles, dar ce s-a auzit? S-a auzit ceva? Nu știu. Cred că fasolele de ieri, nu știu, de casă s-au auzit. Ok, fasole de ieri, am înțeles. Păi și, ai două șezlânguri aici, uite, noi suntem două persoane, chiar foarte frumos să stăm. Ia să mă pun și eu pe șezlângul acesta aici, foarte... Asta e a meu, tati, e a meu, și așa e a meu, e șezlângul. Dar de ce țipi așa la mine, mă Cornel? De ce țipi la mine? Mă, și sperat, cred că plec, hai că, pa, cred că am greșit, cred că nu ești eu domnul care are casa aia, Cornel. Frumos, nu stai, ok, deci fii atent, hai că stau, ești tu, glumesc sau nu știu ce faci, în fine, hai, vreau și eu să vorbesc ceva cu tine. Glumesc. Da, vreau și eu să vorbesc ceva cu tine, păi am înțeles.
că eu sunt nou în oraș, vreau să spun, abia am ajuns în orașul acesta și vreau să spun că am auzit foarte multe chestii despre tine, că aș cum ești cel mai, nu știu, adică te-am văzut acolo pe afișe, pe chestii de genul și mi s-a părut că ești foarte drăguț, foarte drăguț. Bă, ascultam de poliție? Vreau să mă prind la poliția pe care niciodată, bă! Hai că e prost, bă, și taică-mi ăsta, doamne, deci vreau să-i fac niște fară să mă costumez într-o femeie și le părți. Unde, doamne? Ia uite-ți. Oh, da! Oh, sunt Aquaman! Oh, tu ai super puteri! Ți-a făcut frumoasă? Da, mi-a plăcut. Ai super puteri tu, mamă, cât de tare ești! Ah, îți mulțumesc că frumos, auzi? Știi ceva? Mie, că tot îmi zici că sunt frumoasă, eu vreau să spun că și tu ești foarte frumos și mi-ar place să petrec așa timp cu tine, să fim împreună, mi-ar place super tare mult, nu știu de tine, adică am văzut că m-ai făcut frumoasă și deja încep să prind cât de cât curaj. Da, frumoasă, așa te vreau, da, dar tu ai probleme de faci așa mereu? Sau ce ai pățit? Ai mâncat fasole? Ce ai mâncat? Da, fasole cu cârnați! Păi, dar e cam dezgustător să faci așa ceva în față la o fată, dar te iert, eu te iert. Adică, dacă ești dezgustător în fața fetei, apoi întoarce-te! Ca să nu fie în fața ta! Păi, dar hai, nu mai fi... Gata, nu mai fi așa glumesc, gata, termină cu asta, hai că... Ok, am înțeles, da, nu pot să mă super pentru că și eu, și noi ca fete facem același lucru, adică și noi tragem pârțuri, facem chestii de gen... Da, bine, bine! Da, ce... Cum te cheamă? Cum te cheamă pe mine? Păi, cum crezi că mă cheamă? Uitându-te tu așa la mine, care crezi că este numele meu? Mama! Cum adică mama? Ce mama? Mama nu e nume! Adică nu, adică stai! Stai că mă sunt la mama! Ok, băi, bă, taică, dar băi, ați văzut cât de emoționat pare, chiar pare super emoționat și nu știu care e faza, dar chiar pare super, super emoționat și să comporți puțin diferit, dar tot să comportă prostesc, adică trage părțul așa, toate chestiile astea, bă, e cam prost că e așa de fel, taică, gen, pe unde, hai că revenim în rol acum. Gata, ai vorbit? Salut! Ce s-aude? Nu știu, uite, cred că e porc de acolo, nu știu, vorbesc porc, uite, ai porc acolo, da, hai, lasă, oameni, hai să vorbim noi, spune-mi, deci, cum crezi tu că mă cheamă pe mine, înainte să spun, zic că... Cum crezi că mă cheamă pe mine? Ce nume mi-ai dat tu? Da, și uitându-te la mine, ce nume crezi că am? Marcela! Nu, începe cu M. Pot să zic că începe cu M. Începe cu Mi. Cu Mir. Hai că zic Mir. Începe cu Mir. Ce crezi? Cum mă cheamă? Mirela? Da, de unde ghicit? Păi scrie acolo, la tine. Da, ia. Da, deci îți place, a înțeles, ok, deci, stai puțin, tu zici că am fruntea mare de vezi, te scrie pe frunte la mine sau ce, tu mai eram niște acum, stai puțin, eu voiam să vorbesc cu te, stai tu, tu mai, nu, ok, am înțeles că glumești, dar nu mă la pe mine la mișto, tu glumești cu mine, mă iei pe mine la mișto, păi acum plec de aici, că deja mă enervezi, tu mă iei pe mine la mișto, nu? Nu, lasă-mă în pace, dar eu cu... Nu, gen, îți scrie pe frunte, adică îți scrie că ești frumoasă pe frunte. Adică, păi da, și scrie pe frunte, adică am fruntea mare și are loc să scrie, nu? Bine, hai mă, lasă-mă în pace, că... Ai fruntea mică, dar am eu ochii mari! Ai, ochii... Okay. Ce mă bine! Bine, ok, eu știu de tine că te cheamă Cornel, dar tu câți ani ai? Eu ia să văd, 1, 6, 7, 8, 41! 41 de ani? Ok, eu am... tu cât să-mi crezi că am eu? Așa, uitându-te la mine. 61! Dar tu chiar îți bați așa joc de mine, mă, nesimțință? Tu chiar ești așa nesimțință? Eu chiar voiam să fiu prietenos cu tine? Nu, am zis în greșeală, 41! 41? Adică mă faci bătrână? Eu par bătrână? Stai puțin, tu îți bați joc de mine? Pe 41? Dacă ai 41 de ani, nu înseamnă că ești bătrân. Sau bătrână. Nu, eu n-am 41, am 45. Ok. Și de ce ai râs? Da, am făcut o glumiță ca și cu că bătrân cu aia, dar 45 e mai mare, am înțeles, da. Deci eu sunt Mirela, am 45 de ani, tu ești Cornel și ai 41 de ani, corect? Da. Și ai vreun copil, ceva, ai familie, ai ceva, tu cam uitați să te întreb. Eu am copil, nu am femeie, acum nu s-a mici copil, dar la adopție. Cum zic că te-ai copil la adopție? Nu, că pot să-l cresc eu, câți ani are el? Îl crești tu, hai! Da, păi ți-am zis, mi-mi place ție și chiar mi-ar face plăcere să fiu așa, să stau cu tine, uite, așa frumos la plajă, totul frumos, ceva. Vrum. Ce tare e ăsta de plajă, am înțeles. Ce tare, da, interesant, la mare, da, foarte tare. Bă, da, prost, eu sau dai că eu, adică, pe bunități. Că prost, rătul. Auzi, Cornel, hai, scoate astea. Bă, mă, ce, adică,
Mirela. Mirela, Mirela, așa mă cheamă. Vreau să vorbim. Deci tu ai spus că ai un fiu. Cum îl cheamă pe el și câți ani are fiul tău? Îl cheamă... Stai. Ionel, cum te cheamă? Asta, îl cheamă... Vlăduț. Și câți ani are Vlăduț? Este mare sau este copil mic? E copil mic, are 3 ani, nu știi, e mic și prost. Câți ani are? 3 ani. Ok, da, îți vreau să spun, da, pot să am eu grijă de el, nu trebuie să dai la adopție dacă ai rămas singur, da, dacă mama lui da, e... Da, are 19 ani, bea mare. E pianist. Păi de la 3 la 19 ani, mă, și tu îl dai la adopție la 19 ani, mamule, ăsta e omul în toată firea, cum să-l dai, mă, la adopție, mă, tu gândești, mă, eu credeam că ești un om pe bune ca lumea și ce, că nu... Pe sun! Păi da, și astea sunt glume la tine, măi, sau tu chiar nu știi câți ani are? Păi eu știu, are 17 ani și da! Da, ori 3, ori 17, ori 19, mă, stai puțin, tu, dacă nu-ți place de mine și mă iei la mișto, poți să-mi spui, eu să plec de aici și să caut pe altcineva care mă merită și... Nu, eu te iubesc, da! Hei, păi, pupa, nu așteptam, adică, mulțumesc, da, deci putem fi împreună noi? Da, hai, ce e prost omul ăsta? Auzi, Marcel, să... Cum ești, Marcel? Acum vin! Bă, da, prost e omul ăsta. Vai, Cornel, dar tu ai 3 mașini, mă, așa de bogat ești, omul, niște casă mare ai și ești pe plajă foarte tare. Nu, fii antenă. Ăsta 3 mașini, asta nu fiul meu care eu le folosesc și unde asta bicicleta mea, spate, ce nevi, foarte frumoasă. Ce, el e polițist, fiul tău? Nu! Asta toate trei sunt mașinile fiului meu și asta este bicicleta mea, îți place? Da, foarte tare, da. Mașina fiului tău și tu ai bicicletă? Adică fiul tău a făcut toate lucrurile astea aici? Ce, nu, băi, fiul meu a cumpărat și eu le-am făcut, băi, eu-s bine, dar uite, fiul antenă, îți fac acum, îți fac un buclat! Hei, stai cu asta, dar poți să comportă-te ca atare cu mine, că nu, adică... Nu te mai emoționa așa, ia, prezintă-mi casa, ce frumos, ăsta este living-ul, bucătării, ia, frumos, ia, prezintă-mi casa așa, chiar sunt curios de casa ta. Uite, acesta este bucătăria și ce o să gătești tu? Pentru mine și fiul meu, hehe. Da, bine, am înțeles, dar să știi că eu nu o să, adică o să-l zic la final un verdict și astea. Da, frumos. Aici este garajul meu. Aici ai mașina de spălat, ok. Aici e afară. A ieșirea prin în spate. Bun, și aici... Aici e baia. Aha, baie, dar e cam micuță baia. Aveți unde să vă spălați? Aolo, tu-o! Auzi? Așa. Da, știi ceva? Eu cred că... Stai că am timp, trebuie să plec. Eu m-a chemat, mă duc la... M-a chemat cineva până acasă și revin, bine? Bine, pa! Doamne, bă, doamne, cât de prost e copil! Doamne, omul ăsta, deci e nebură de tot, mamă, deci n-am cum să stau cu el, mă, deci, da, n-am cum să stau cu el, uitați-l, doamne, deci... Aoleu, deci nu se poate, mă, deci nu se poate absolut deloc, chiar nu se poate cu omul ăsta, doamne, deci mai bine că am plecat acum repede de aici, că nu se mai poate cu omul acesta. Bă, deci credeam și eu că taică mă e altfel, că se comportă altfel când practic nu e în preajma mea și e în preajma altor persoane, femei mai ales, bă, da, și cu femeile, bă, fraților, asta cum se comportă, nu știu care e faza cu taică mă, dar e super ciudat, chiar e ciudat pe bune și, gen, doamne, deci zicea și de mine că aveam 3, 19 ani, 17, nici nu știa, doamne, bă, deci... Prost rău de tău, mai prost decât ăsta, deci chiar n-are cine să stea. Acum chiar mi-am dat seama de ce mama mea nu mai stă cu el, mă, fraților. Tată, unde ești? Tată, mă auzi? Tată, ești... Ia mă să vedem, ce domnul iertă-mi face, mă, e aici, nu e aici? Tată! Gol! Bine, mă, da, gol, mă, așa te vreau. Mă, ce, tu ce cauți? Ce cauți, mă, Vlăduț? Ce cauți, mă, aici, Marcele? Sau cum te cheamă? Marcel, mă, dacă... așa mă cheamă. Și pleacă de aici, că dacă te ia... Bă, ce cauți aici, mă, omule, vine taică-mă și... A, vrei să te spun taică-mă? Bine, vezi cum... Taică-mă m-a invitat, bă! Ce? O să mă uit la fotbal. Te duci că e la fotbal? Tatăl meu spune altceva despre tine. Și ai uitat când ai vrut să fur banii și toate chestiile astea? Bă, ce, doamne, iertă-mă, unde-i, mă, taică-mă, doamne, bă, fraților. Știi ceva? Nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii voi ce s-a întâmplat astăzi, ce părere ați avut despre tot ce a fost. Vlăduț, unde ești, Unde-i? Tată?
Unde ești? Eram în camera de gaming. Eu sunt... A, unde mă? Unde erai? Ce cam? În camera de gaming. Unde mă? Unde mă, Maricel? Unde erai, mă? În ce cameră? Așa. A, sus, am crezut, te-am căutat acolo jos, mă, tată. Nu știam, în fine. Așa, vezi că era ăla, Marcel ăla, pe aici. Era jos la tine. Tu l-ai chemat? Da. Păi și ai uitat când a venit aici sau nu ți-am zis? Când a vrut să-ți fure banii atunci când zicea că sunt eu mără, că nu știu ce sau ce ziceai tu? Păi ăla, bă, că glima cu tine, bă, da, deci l-a dat afară, bă, fifilul, mă, rice? Doamne, a, că ești prostată, du-te de aici, bă, nu știu, scrieți în vechi. Hai, și-a adoptat. Da, nu mai zic nimic, scrieți ce... Ce? Bă, ești că fiul, mă, rice? Nu, nu-i adoptat ca tine. Doamne, tată, gata, ce tată prost am. Da, bă, nu mai zic nimic, gata, pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.